ziua și bine v-am regăsit! Pentru că mâine este 1 martie, ghiciți cine este invitatul meu de astăzi. Ei bine, este o tânără care face mărțișoare. Haideți să o cunoaștem! Teodora Dobra este o tânără de doar 18 ani care, cu sprijinul mamei sale, creează articole unicat drept vestitori ai primăverii. Cele două hunedorence s-au hotărât să spargă monotonia de pe piața mărțișoarelor. Se apropie 1 martie și am văzut că tu ești pregătită cu tot ce trebuie. Faci niște mărțișoare foarte frumoase. Spune-mi, când ai început să faci așa ceva? Acum un an, începutul februarie, am început să fac niște mărțișoare. Să dau la părinți, la bunici și după aceea m-am gândit să fac în număr mai mare. Poate reușesc să le și vând. Și am reușit să-mi primesc loc de la primărie pentru zona din centru. Și am ieșit cu ele. A fost prima oară ceva nou pentru public, dar după aceea au început lumea să le îndrăgească și să le cumpere. Din ce le faci? Este o pastă care se modelează și după terminare se bagă la cuptor și se coc 40 de minute, la o temperatură ridicată. E un fel de lut, așa se numește el, de fapt, lut polimetric. Teodora achiziționează pasta din străinătate pentru că ceea ce se găsește în România nu este de calitate. Nu are un nume, eu l-am cumpărat din străinătate, dar în România este cunoscută și de Fimo. E un alt... O altă pastă, e nu e așa de bună. Eu lucrez cu una, e un fel de din rășină de naturală. Cea de pe comerț nu e chiar așa bună. Pentru acest an, Teodora și mama ei s-au gândit să aducă ceva inedit pe piața mărțișoarelor. Cămăși populare, opinci sau trăistuțe, totul în miniatură. Așadar, hunedorenii pot cumpăra mărțișoare tradiționale în acest an. Tu faci împreună cu mama ta și mărțișoare tradiționale, ca să zic așa, niște chestii mai aparte. Îmi povestești puțin? Da, sunt după mărimea naturală, cum sunt ele, ne-am gândit să facem și mărime la o scară mică. Și tot așa, eu ajut cu tăiatul lor și ale coase. Nu sunt chiar așa, încă nu m-a prins și pe mine cum se procedează, dar mă gândesc și în viitor să lucrez și eu. Sunt foarte drăguțe, diferite modele, costume populare, trăistuțe, opinci, tot așa, pe modelul lor. Anul trecut ați avut așa ceva la vânzare? Anul trecut nu, am avut doar lucrate manuale. Atunci a fost și primul an și încă nu începusem așa în mare parte să lucrăm și popular. Dar pentru anul ăsta ați pregătit ceva? Da, pentru anul ăsta am reușit să pregătim ceva, câteva, în aproximativ 40-50 de bucăți, dar se lucrează mult la o bucată, la fiecare costum. Și acum sperăm să fie și ceva nou pentru public și să le admire, cum am avut și anul trecut. Se lucrează mult, adică? În cam un costum, în miniatură, durează 40-50 de minute lucrat. Trăistuțele și opincile depinde de material, că unele sunt mai greu de lucrat, unele sunt mai ușor. V-ați gândit și la un preț sau nu încă?
Da, pe, noi le-am ambalat în așa fel încât să arate, să fie mai atractive, într-un fel, să nu fie doar simple. Au și magnet de pus pe frigider ca să fie și mai vizibile și ne-am gândit pe undeva pe la 10 lei, cam așa, după cât de multă muncă se depune. Cât despre mărțișoarele din Fimo, și acestea îi dau fetei destul de mult de lucru. La cele din Fimo avem și modele mai dificile, care le-am ambalat în cutiuțe să fie mai elegante. Ele, la ele se lucrează în medie 10-15 minute. Și ne-am gândit pe undeva pe la 3-4 lei maxim, că no, ne adaptăm și la bugetul oamenilor. Teodora poate fi întâlnită cu toate aceste minunății de vânzare, atât în 1 martie, cât și de 8 martie, atât în zona pieței centrale din Deva, cât și în centrul municipiului de la poalele cetății. Am ambalat și ceva coliere pentru mame, dar vom ieși și de 8 martie pe undeva prin, tot prin centru. Și în afară de coliere, ce mai aveți pentru mame? Ceceluși, avem lucrat tot așa manual, brățări, inelușe, cu dedicație. Și am scos tot așa cu dedicație, depus pe frigider, magneți lucrat din lut. Ele se pot înscripționa pe loc cu dedicație pentru mama și cu numele și cu data, să fie mai speciale. Înainte de mărțișoare, ai făcut alte chestii handmade, așa-i? Da, înainte de mărțișoare am lucrat pe partea de cercei și de coliere. Am încercat să fac cât mai multe și pe, după aceea m-am gândit să creez altceva din pasta modelatoare. Și așa am venit cu ideea cu mărțișoarele și de diferite sezonuri lucrez și globul de Crăciun și de Paște ouă pictate și fiecare an. Când ai făcut prima dată primul lucru ușor, așa, handmade? Primul lucru care l-am modelat din pasta modelatoare a fost două perechi de cerșei. Tot așa, a fost din glumă. Am cumpărat pasta de pe net și am încercat să fac ceva pentru mine și asta a fost în clasa, la începutul clasei a 8-a, acum 3 ani. Și tot așa lucrând și am văzut și reacția publicului și a mamei și a cunoscuților, m-am gândit să fac la mai multe bucăți. Și așa am ieșit la primul târg și am văzut reacția lor. Interesant. Mama ce a zis? Mama m-a susținut că chiar i-a plăcut ce a ieșit din pastă și s-a gândit să creez și altceva, nu doar cercei. Și tot așa am ajuns să lucrez mai multe modele. Există pe piață foarte mulți care fac astfel de lucruri handmade. Ce aduci tu aparte, special? Da, eu prima oară am început cu trandafirii clasici și după aceea m-am gândit să creez și alte modele din imaginația mea și a început să iasă tot felul de animale, păpuși și alte obiecte speciale. Și cu dedicație și, într-adevăr, cele populare lucrate manual sunt multe pe ștanță, adică sunt făcute identice, nu sunt toate lucrate manual. Și am fost dezamăgită prima oară și m-am gândit că poate eu lucrez foarte mult la o pereche și ceilalți poate ajunge la jumătate din timpul care lucrez eu. Dar
Am văzut că oamenii fac diferența între cei lucrați manual și cei făcuți de ștanță și m-a încurajat faptul acesta. Practic îți pui amprenta pe lucrul da. Făcut de tine. Nu sunt gata făcuți de o ștanță. Eu, poate un cercel e mai mic și celălalt mai mare sau o petală la dreapta și una la stânga. Nu sunt identici, asta e clar. Teodora a moștenit talentul de la mama și de la bunica ei. De unde pasiunea asta pentru lucrurile făcute manual, ca să spun așa? Am moștenit, să zic așa, de la mama mea. De mic copil am participat alături de ea și ea a făcut, a confecționat costume populare pentru ea și pentru sat, pentru comună. Știa și făcea, țesea, cosea, făcea bunde și pe lângă ea, cred că și din genă vine situația respectivă. Și ați spus să faceți și dumneavoastră treaba da, asta. Da, îmi doresc foarte tare să fac, nu chiar cum a făcut ea, dar să fie o acțiune de viitor. Este un proiect pe care sper și îmi doresc să fie de lungă durată. Despre ce este vorba? Spuneți-ne puțin, așa cât puteți dezvălui din toată treaba asta. În primul rând, confecționarea de ei. Fetița mea, fiind elevă și știu eu, cred că e un trend actual, purtarea iilor, și am zis că e foarte bine. Hai să scormonim în lada de zestre, în ceea ce avem noi. Eu am lucruri moștenite de la mama, de unde putem să luăm motive naționale, să le aplicăm în ceea ce facem, să respectăm zonele de unde... Eu, în mod special, vreau să respect foarte tare zona Ardealului, zona de unde este și soțul meu. O să încerc să fac, în primul rând, costume cu mai mult negru, cu motive populare din zona Băiței, de acolo este soțul meu. Și pe parcurs, de fapt, am și început să fac și din alte zone. Dragostea asta pentru tradițional, am observat că ați adus-o și pe mărțișoare, sau la mărțișoare, ca să spun așa. Da, păi cred că a fost ceva de suflet. Cum v-a venit ideea? Încercând să mă gândesc cum aș putea să elucidez un costum popular pe ceva pe care să-l purtăm cu mare mândrie în piept. Și m-am zis, dacă tot e 1 martie, hai să vedem cum arată. Și l-am făcut chiar din mare curiozitate. Prima dată. Am încercat o ie, după aceea am adăugat și cătrință, poale și a ieșit destul de ok. I-am adăugat pe rând. La doilea a fost ceva în plus. La treilea și ce altceva. Știu eu, chiar am făcut cu croșeta și colțuri, ceva colți, așa foarte frumos la poale. Sunt greu de lucrat mărțișoarele astea. Vă iau ceva timp, cred da. Că. Da, 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 da. Aș putea să zic că e destul de greu, dar... cred că îmi place ceea ce fac și nu mi se pare. Povestiți-ne deosebit. Un pic cum se face o pincuță, să spunem. O pincuță, cred că e cel mai grozav lucru. Eu am văzut o emisiune la televizor, mama mea n-a făcut o pinci, dar îmi doream foarte tare să fac și eu. Atât de tare am fost, deci am fost foarte atentă. Și tehnica am văzut-o tot acolo. Și puțin câte puțin mi-a ieșit și îmi place. Am să fac inclusiv opinci mari. Credeți că vor prinde la public astfel de mărțișoare? Sunt sigură că da, pentru că încă mai avem în rândurile noastre oameni cu nostalgie pentru ce-a fost și pentru nație și știu eu, chiar costumul popular încă mai creează emoții. În mod sigur. Doamna Veronica și-a dorit mereu ca fiica ei să știe să facă de toate și a încurajat-o tot timpul. Prima dată a fost așa într-o oarecare măsură destul de sceptică, dar după ce a văzut că e chiar arată foarte bine și i-am pus în mână acul și am și insistat un pic. Deci vreau neapărat să-i transmit
dorința de a învăța și cred că și eu îmi doresc ca ea să poată să transmită sau să-și însușească și să știe cum a fost. Văd că nu face doar, am văzut că nu face doar mărțișoare tradiționale, face tot felul, tot felul de lucrușoare, așa, handmade. Da, păi cred că astea se moștenesc. Noi am avut în familie părinții, amândoi au lucrat meșteșug popular și tata meu a lucrat, a ajutat-o pe mama și cred că noi, eu pe lângă faptul că mi-a plăcut și am fost alături de ei, cred că gena se moștenește, că nu toată lumea face lucrul ăsta. Când ați văzut-o prima dată pe Teodora, când vă aduceți aminte că am meșterit ea așa un lucrușor? Cam câți anișori să fi avut? Cred că era începutul clasei a 8-a, când a început să facă, să modeleze și să aibă așa o curiozitate spre ceva nou. În mod sigur, în clasa 8-a. Începutul clasei a 8-a a fost. Are timp și de școală, e în clasa 11, are timp și de școală și de tot felul de astfel de hobby-uri. Da. Reușește să le îmbine? Da, eu zic că reușește în sensul că știți cum e omul, deci și copil fiind și un om matur, dacă îți dorești, sigur poți. Își face timp, din puținul ei care rămâne după ce învață, pentru că este și o elevă bună și silitoare, de fiecare dată un pic, jumătate de oră, o oră, sigur ea acolo își desfășoară, cred că și sentimentele sunt acolo puse. Învață bine la școală? Da. Învață, eu zic că destul de bine, are doar 2 medii de 9. Așa ar fi dorit să fie 10, dar așa se întâmplă, nu se poate chiar pe linie. Să sperăm că va fi bine, își dorește foarte tare să ajungă la linia de 10. În clasa 11 este mult. Cum o vedeți pe Teodora în viitor? Aș putea să vă spun că este mai exigentă decât mine și foarte realistă. Aproape că e mai matură decât mi-aș putea închipui. Însuși, prin faptul că eu foarte des mă sfătuiesc cu ea la anumite lucruri care unii oameni trebuie să aibă o anumită vârstă, mult mai înaintată. Deci ea, fiind un copil, ia decizii și dă sfaturi poate că mai bune decât un om care are mult mai mulți ani decât ea. Ce meserie credeți că va avea sau unde o vedeți anume? Pentru ea, cea mai bună meserie ar fi putut fi de psiholog. Este foarte bine echilibrată și foarte calculată în tot ceea ce face. Are inclinații mult mai mari decât îmi închipu eu spre a lucra cu copiii, de a și face pictură pe față și plac foarte mult copiii. Dar spre norocul nostru, faptul că noi în România avem slujbele profesorilor foarte slab plătite, nu știu dacă va merge spre o asemenea profesie. Ar fi fost foarte bine lucrul ăsta. Probabil va rămâne în domeniul artelor. Cred că da, pentru că artele, în primul rând, că pui multă pasiune, dragoste și exprimi sentimentele în ceea ce faci, ea mă sigur va face design, vestimentar sau de interior. Pentru că vrea să fie bine pregătită în cât mai multe domenii, Teodora face și sculptura la Școala Populară de Artă de la Deva, iar în timpul liber participă la acțiuni de voluntariat, la Crucea Roșie și la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara. Dar asta nu înseamnă că neglijează școala. La liceul de muzică, pe clasa de plastică și sunt la grupa de textile, că sunt 3 grupe la grupa de textile. Și acolo ce faceți? Ce învățați? Acolo avem diferite materii, cum sunt și la școală, desen, modelaj, culoare și acolo în prima oară eu am fost din clasa 1-a la arte și s-a simțit foarte mult când am început în clasa 8-a să lucrez și ne dezvoltăm talentul acesta de desen și creăm și desene care sunt trimise la concursuri internaționale. Ai trimis? Da, am trimis în China, am avut ultimul recent
Și am primit și o diplomă de participare, într-adevăr. A fost ceva altceva, un lucru minunat. Ce îți place ție cel mai mult la școală? La școala în care merg eu e altceva, nu e ca o școală normală. Învățăm să ne dezvoltăm talentul și fiecare are altă abilitate. Poate eu modelez, colegii mei desenează altceva, un alt mod și fiecare avem alt talent, nu e același. Dar ce îți place cel mai mult? Ce materie sau ce atelier? Unde preferi tu să mergi și nu te-ai mai deslipi parcă de... La orele de desen îmi place cel mai mult să particip, pentru că învățăm și doamna profesoară este foarte bună cu noi și ne arată foarte bine cum să creăm un portret realistic, să fie bine desenat. Și la orele de cultură generală și pe partea de română îmi place mult să mă bazez și pe partea de geografie e foarte interesant. Unul dintre visele Teodorei este să studieze artele în patria lui Shakespeare. Și pentru asta studiază din greu. Are doar câteva note de 9, toate celelalte fiind de 10. M-am gândit tot pe partea de arte plastice. Prima oară eram pe partea de arte plastice, pe aia m-am gândit să schimb, poate nu este de viitor, dar un artist nu se poate dezlipi de munca lui. Tot ce îți place trebuie să urmezi. Și unde vrei să mergi, în ce oraș? Pe partea de Marea Britanie. În Marea Britanie m-am gândit să merg la o facultate, tot așa, poate reușim cu o bursă, acolo este și sora mea. Și m-a impresionat în 2012 când am mers la ea, la Olimpiadă, a fost altceva. Lumea era altfel, atmosfera era diferită. Unde ai fost? La Londra? Da, la Jocurile Olimpice. Și a fost o altă atmosferă. Și mi-a plăcut foarte mult și m-am gândit să merg pe partea aceea de Londra și tot pe arte. Și condițiile care sunt să intri? Am înțeles de la colegii mei, că am avut și o colegă plecată acolo, că școala noastră este în parteneriat cu 3 facultăți. Și este necesar să ai pe cei 4 ani de liceu, peste 9-50 media per total și la bacalaureat peste media 8-8 și... ar fi ideal pentru a primi o bursă, că ei mai mare taxa la facultate. Și tu ai media așa de bună? Eu, da, în general nu eram așa de pasionată de școală, dar acum când am fost la sora mea a fost altceva și mi-am dorit foarte mult și am început încet, încet să progresez. Și am ajuns din 36 de colegi, sunt a 5-a. Din clasă. O tânără cu atâtea calități are toate șansele să rupă orice mreje care ar ține-o legată și să răzbească în viață. Cine vrea să o cunoască pe Teodora Dobra este așteptat mâine, 1 martie, de la ora 11, în fața statuii lui Decebal din centrul Devei. Teodora va fi acolo pentru că este premiantul din această săptămână al campaniei Premianții fără premii. Fără dubii, Teodora Dobra este un om de nota 10.